Protecția consumatorului alături de celelalte instituții ale statului este într-un program integrat de monitorizare a pieței bunurilor și serviciilor. Din păcate, în perioada stării de urgență, limitându-se importurile, există probleme cu variațiile prețurilor. Am avut o discuție la nivelul Asociației Marilor Rețele Comerciale din România și la discuția respectivă îmbucurător a fost faptul că au venit absolut toți mari retaileri din România și am stabilit anumite norme, avem un grup de lucru care acționează rapid pentru orice fel de variație de preț. În ceea ce privește vom alimenta, am avut discuție la nivelul patronatele cu domnul președinte Sorin Minea și domnul director executiv Mihai Vișan. Ne-au asigurat aceștia și ne-au dat asigurări că există stocuri suficiente pentru toate categoriile de alimente, deci nu ar fi în acest moment motive de panică. Noi avem încredere că în perioada de criză toată lumea va respecta legea și nu vor abuza. Numai bine nu mergeți pe încredere, domnule Angel, și mergeți pe controle, că s-ar putea să descoperiți și vă dau un minim exemplu. Știți că toate restaurantele ar trebui să fie închise. Credeți că sunt toate închise în București? Avem în continuare semnale privite din teritoriu. Chiar ieri au avut loc niște acțiuni comune cu Inspectoratul General al Poliției, cu Direcția Sanitară Veterinară și de Sănătate Publică, la niște localuri care erau în continuare deschise, așa cum spuneam noastră. Ceea ce vreau eu mai devreme, înainte să mă întrerup, să spun e că noi sperăm că operatorii economici se vor comporta corect în relația cu consumatorii. Sigur că avem și un plan de măsuri și de acțiuni de control pe care le derulăm în continuare alături de celelalte instituții ale statului sub coordonarea Guvernului României. Eu zic să avem încredere în instituțiile statului, că așa cum de fiecare dată momentele de criză au avut un rol important și de data aceasta vor monitoriza foarte atent piața de bunuri și servicii. Poate mai bine, dar nu știu dacă aveți legislație în acest sens. Mi se pare că în situații excepționale și măsurile ar trebui să fie excepționale. Deci dacă există o legislație pe stare de urgență ca toate aceste instituții să fie închise, cine e prins pe picior greșit, nici nu mă interesează cine cu cine e prieten, că vă dați seama că nu stau acolo deschis și credeți-mă, nu pot să vă dau exemple, dar vă spun după emisiune să vă dau exemple concrete. În momentul ăla ar trebui închis business-ul. Dacă tu îți permiți să pui sănătatea publică cu semnul întrebării pentru că vrei să mai vinzi 2-3 mititei, atunci iertați-mă. Politica actuală a guvernului României și politica actuală a autorităților de control este toleranță zero față de ceea ce spune dumneavoastră. Cu siguranță așa se va întâmpla. Cu siguranță măsurile vor duce până la suspendarea activității, închiderea operatorului economic. Dacă acesta nu... Dar încă o dată vă spun, haideți să dăm totuși circumstanțe și operatorilor economici, pentru că situația este un pic dificilă, totul trebuie să fie închis și totul va fi închis. În momentul în care un singur operator economic nu se va alinia ordonanțe militare și stării de urgență, cu siguranță noi, împreună cu ceilalți colegi ai noștri de la celelalte instituții ale statului, vom acționa prompt și în interesul consumatorului român pentru a proteja și viața și sănătatea acestuia.